Timp de două zile, o parte a locuitorilor cartierului Câmpul Ungean-Vișoi nu a avut apă potabilă. Motivul a reprezentat o avarie la o conductă din zona blocului 2. Reprezentanții societății furnizoare au încercat remedierea acesteia în cursul zilei de marți, însă la finalizarea lucrărilor, conducta s-a spart în alt loc. A fost făcută o reparație provizorie, iar în cursul zilei de miercuri a fost înlocuită întreaga bucată a conductei afectate. Avariile la conductele de apă sunt deja o obișnuință pentru locuitorii municipiului Câmpul Lung și cei ai comunelor limitrofe. Acestea sunt foarte vechi, unele având chiar și câteva zeci de ani. Soluția pentru a fi eliminat disconfortul o reprezintă înlocuirea conductelor, lucrare care costă foarte mult și poate dura ani buni.